dansa sfântonarea imnului de stat. Naționalul Roman Botă. Un colegiu care știți cu toții, pentru că l-ați și ales, un colegiu cu performanțe deosebite la nivel județean, național și chiar internațional, cu numeroase proiecte, cu realizări deosebite pe care le-am făcut doar cu ajutorul tuturor. Adică tot timpul am avut de partea noastră, pe lângă elevi, profesorii și părinții. Pe lângă aceștia și comunitatea locală și de asemenea reprezentanții instituțiilor județene ne-au sprijinit în întreaga activitate. Ne-am dorit ca, eu sunt profesor și mi-am dorit ca acest an școlar să fie un an școlar de nota 10. Cu siguranță așa va fi, pentru că văd în privirile dumneavoastră dorința de a aduce rezultate foarte bune pentru ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Botă. Tradiție și performanță sunt cele două cuvinte care se împină perfect aici la noi, la CNRV. Tradiție și performanță care au făcut să ne cunoască și la nivel național și, așa cum spuneam, chiar și la nivel internațional, toată lumea. Dragi elevi, în voi ne este speranța. Ați ales Roman Botă tocmai în ideea că vă doriți performanță. Este o provocare, nu o vedeți ca un lucru greu de realizat, pentru că aici, cu efortul vostru, cu voința pe care sigur o aveți, pentru că ați intrat în note foarte bune la admitere, veți reuși.
reuși acest lucru. În primul rând, urez succes bobocilor, fie cei de la clasa pregătitoare, de la clasa 5-a, de la clasa 9-a. Bine ați venit aici la Roman Vodă, vom fi alături de voi, tocmai pentru a putea realiza aceste performanțe pe care le-am amintit mai înainte. De asemenea, mi-aș dori din tot sufletul ca acel spirit roman-vodist să dăinuie în continuare un spirit care, așa cum am spus, nu poate fi realizat decât cu ajutorul vostru. Dragi părinți, sperăm în continuare să fiți alături de noi, să avem un parteneriat corect, apropiat, prin care tot ceea ce realizăm să fie în folosul elevilor noștri și a copiilor dumneavoastră. Dragi colegi, sunt sigură că în continuare veți merge pe aceeași idee. Dumneavoastră aveți în mâini viitorul țării. Dar prin ceea ce faceți, prin efortul pe care îl faceți, prin dăruirea dumneavoastră, veți putea realiza lucruri frumoase aici la Colegiul Național Roman Vodă. Și așa cum spuneam, fără ajutorul și altor factori de decizie, probabil lucrurile nu ar fi atât de frumoase așa cum ne dorim noi aici, la acest liceu. De aceea va trebui să mulțumim și să sperăm în continuare, chiar și prin simpla prezență de astăzi, că va fi un an foarte bun pentru noi și vom avea sprijinul din partea acestor autorități, atât Consiliului Județean, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cât și Primăriei Roman. Vă doresc din tot sufletul să aveți așa un an bun, cel puțin ca cel de anul trecut, un an în care rezultatele să arate încă o dată faptul că Roman Vodă este un liceu de elită, un liceu care se află în topul liceilor românești. Succes în noul an școlar! De conduce, mulțumesc frumos, ale județului Neamț, am să văd pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Arsene, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna director, domnule primar, domnul inspector general, distinși invitați, dragi profesori, dragi elevi, dragi părinți, sunt onorat să particip astăzi la deschiderea acestei prestigioase școli din județul Neamț, o școală, așa cum a spus doamna director, cu tradiție și cu performanță. Sunt convins că noul an școlar va fi un an de excepție pentru liceul Roman Vodă. Vreau să urez elevilor mult succes în acest nou an școlar. Vreau să urez profesorilor multe realizări și succese, de asemenea alături de copii. Și vreau să vă asigur că veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Neamț, al meu personal, și cred că noi, Consiliul Județean Neamț, împreună cu Primăria Roman, cu domnul primar Leureanu, putem să sprijinim unitățile de învățământ din Roman așa cum trebuie. Și cred că domnul inspector general Stan cunoaște mult mai bine problemele școlilor din Roman și împreună putem face multe pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru privirea frumoasă și vă urez mult succes în noul an școlar. Mulțumim, domnul președinte. Dau cuvântul domnului consilier județean, domnul Mărău. Bună ziua, bine ați venit în noul an școlar. Întotdeauna pășesc cu emoție în interiorul acestui colegiu, pentru că sunt absolvent și mă mândresc că sunt absolvent al Colegiului Roman Vodă. Este într-adevăr o mândrie pentru orice romașcan care a pășit pragul acestei unități de învățământ. Vreau în primul rând să felicit cadrele didactice și nedidactice, pentru că știu că au făcut efort, au pus suflet și abnegație în a pregăti acest locaș de învățământ pentru a primi elevii și școlarii în nouă ani de învățământ. Vreau să îi felicit pentru că au pus abnegație și suflet și iubesc meseria pe care o fac și asta se vede în rezultat și în faptul că Roman Vodă a rămas într-adevăr o școală de elită la nivel național. Vreau totodată să le urez mult succes tinerilor bogoci și bine ați venit în rândurile roman vodiștilor. Vreau să mulțumesc, să le urez sănătate și putere de muncă părinților, pentru că știu că fac eforturi deosebite
pentru a asigura viitorul și condiții optime de învățat copiilor lor. Pentru că se știe că căldura părintească alături de căldura dascărilor înseamnă ceva pentru oricare din acești copii prezenți aici. Și nu în ultimul rând vreau să urez succes celor de clasa a 12-a, încheie un ciclu de pregătire și vor porni și sunt sigur și știu că de la Roman Vodă 100% aproape, cel puțin așa au fost în generațiile noastre, vor urma o școală de învățământ superior. Mult succes în noul an școlar! Mulțumim, domnule consilier, tot de la Piatra, dar nu trăim de Colegiul Național Roman Vodă, pentru că a fost director, profesor și elev al Liceului Roman Vodă, domnul inspector general Viorel Stan. În primul rând, să rămână și bună dimineața. Bine ne-am revăzut acum la început de nou an școlar. Foarte bine au subliniat antevorbitorii mei, Colegiul Național Roman Vodă este un colegiu al elitelor, iar voi, dragi copii, voi constituiți baza acestor elite. Realizările pe care le-ați obținut în anul școlar trecut au clasat Colegiul Național Roman Vodă între primele 100 colegii naționali din țară. Vă reamintesc tuturor că ne apropiem de o cifră rotundă, când vom împlini cu toții 150 de ani de existență a Colegiului Național Roman Vodă, ocazie cu care, fără discuție, vom face un bilanț major al întregii noastre activități. Dragi elevi, vă așteaptă un an deosebit de greu, un an în care va trebui să faceți față exigențelor jore pe care colectivul de cadre didactice de la Roman Vodă le vor impune. Știu că veți face față, dovadă fiind rezultatele deosebite pe care le-ați obținut, mediile cu care ați intrat la acest colegiu, medii care clasează Colegiul Național Roman Vodă pe primul loc pe județ și în primele 20-30 colegii naționale din țară ca medie de intrare. Valoarea colegilor mei cadre didactice de la Roman Vodă nu mai trebuie pomenită. Sunt profesor de mare, mare ținută, foarte bine pregătit profesional și didactico-pedagogic. Dragi elevi, aveți încredere în ei, vă vor fi mentor și cu drag vă veți reaminti de clipele minunate petrecute la Colegiul Național Roman Vodă. Spiritul roman-vodist este cel care întotdeauna ne-a călăuzit, a fost ca o umbrelă protectoare și sunt absolut convins că peste ani și voi vă veți aminti cu drag de ceea ce înseamnă Roman Vodă. Un an școlar bun, elevilor, profesorilor, tuturor cadrelor din Roman Vodă, să le vedem sănătoși. Mulțumim, domnule inspector general. În continuare, îl voi ruga pe domnul primar Laurențiu Dandolanu să ne transmită mesajul dumneavoastră. Bună dimineața tuturor! Și bine ați venit la școală! Știu că vă aflați într-un puternic conflict emoțional. Acela determinat de nostalgia vacanței și fie vacanța cât de mare, parcă niciodată nu-i destulă, și de emoția începutului de an școlar. Aici venind, vă reîntâlniți cu foștii colegi sau cu noi colegi pentru boboci. Vă întâlniți cu diriginții, cu cadrele didactice, personalul didactic, auxiliar și nedidactic. În calitate de fost elev al Colegiului Național Roman Vodă, de părinte a elevului din Roman Vodă, de soț a unui profesor de Roman Vodă și eu însumi profesor la Roman Vodă, pot să spun că întotdeauna pășesc cu emoție în această citadelă educațională. Și de aceea mi-am legat activitatea mea și de ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Vodă. Și au fost câteva angajamente legate de reabilitarea corpului A pe care am onorat-o. Reabilitarea vilei Calistra Hogaș, în care se află și muzeul Colegiului Național, alături de alte muzee,
de asemenea onorată, dar poate una din cele mai grele și mai frumoase realizări este aceea care a fost punctată sâmbătă. Restaurarea, consolidarea și modernizarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. Fostul Palat Sturza Cantacuzino astăzi este gata să vă primească, dragi colegi, dragi elevi. Și vă adresez salutul meu și urarea mea de sănătate, bucurie și mult spor. Elevilor să fie mereu uniți, să fie mereu orientați spre înalta performanță. Pentru că la Colegiul Național Roman Vodă, performanța deja este un leitmotiv. De asemenea, colegilor mei cadre didactice, le urez multă sănătate, răbdare și putere și îi felicit pentru succesele din anul școlar precedent și sunt convins că și în acest an veți obține rezultate remarcabile. Părinților le doresc multă sănătate și să fie mereu aproape de școală, de diriginte, de profesor, de conducerea unității școlare, pentru că doar împreună, în acest parteneriat, părinte, profesor, elev, vom putea asigura succesul școlar. Declar deschis anul școlar 2016-2017 și prin programul Te ajut să înveți, un program lansat în urmă cu 3 ani, prin care Primăria Municipiului Roman, Consiliul Local, sprijină elevii cu situații materiale precare. Și în acest an, sute de trusouri sunt puse la dispoziția elevilor din toate unitățile școlare romașcane. Așadar, Roman Vodă, un an școlar bun, cu succes și performanță! Doamne ajută! Mulțumim, domnul primar, cu siguranță a fi legat de Roman Vodă, indiferent în ce calitate, de elev, de părinte, de profesor, de comitate locală și județeană, cred că este lucrul cel mai frumos care se poate întâmpla pentru cineva. Nu, sper că nu exagerez și nu sunt considerată subiectivă. Vă urez încă o dată mult succes, auspicii sunt, vedeți că rezultatele le putem obține și cu ajutorul tuturor, putem să punem, să clădim acolo ceea ce înseamnă, a spus, performanța pentru Colegiul Național Roman Vodă. Cu siguranță, în special Bobocii abia așteaptă cu nerăbdare să ajungă în clasă, să stea de vorbă cu doamnele învățătoare, cu domnii sau doamnele dirigințe și atunci vă invit pe rând, începând cu clasa pregătitoare, să trecem, să vedem și copiii cât sunt de frumoși și pregătiți astăzi pentru prima zi de școală. Clasa pregătitoare e pregătită? Haideți, doamnă învățătoare! Să-i aplaudăm pe cei mici pentru că au emoții. Sunt cei care mai târziu peste an și-au dorit bacalaureatul la Roman Vodă. Urmează și părinții, bineînțeles, bunicii, că cred că au cele mai mari emoții. Colegiul Național Roman Vodă. Copii care deja participă la concursuri școlare și au rezultate foarte frumoase. Thank you.
clasa a cincea, cu emoții, mai mult sau mai mici, cincea o. Domnul dirigente pe partea cealaltă, da, ca să câștigăm din timp.